Conducerea Spitalului de Urgență Roman continuă să fie din ce în ce mai îngrijorată din cauza faptului că, de la o etapă la alta, se înmulțesc numărul piedicilor birocratice în rezolvarea problemei ambulanței Smurd Tim, care a fost retrasă unității sanitare romașcane. Aceasta zace de aproape un an în garajul Isu Neamț, în timp ce în teren este nevoie de ea, dar asta nu interesează chiar pe nimeni, găsindu-se fel de fel de piedici birocratice. Comisia interministerială și-a dat acordul de principiu privind soluția rezolvării problemei prin înființarea unei a doua linii de gardă pe lângă unitatea primire urgențe a Spitalului Județean. Toate bune și frumoase, dar și aici a apărut o nouă chichiță birocratică, greu de înlăturat în procesul birocratic de trimitere a zeci de memorii la toate organismele posibile și imposibile. Mașina Tim Smurd, da, săptămâna trecută m-a sunat, de fapt, la întâlnirea de la casă. Am discutat cu domnul doctor Juncu, care spunea că a înaintat către Consiliul Județean adresa venită de la minister, de la Comisia Interministerială, precum că această comisie este de acord cu mașina Tim la Piatra Neamț, a doua mașină, și să funcționeze la Roman. Soluție cu a doua linie de gardă. A doua linie de gardă. Și domnul doctor Păsălău chiar joi m-a sunat spunându-mi că da, Comisia Interministerială a fost de acord, au trimis hârtie către dumnealor spunând că acordul a dat către minister și Ministerul Sănătății să fie cel care spune da sau nu. Să-și asume că cei de la Ministerul Sănătății au spus acum, domnule, știi, să vedem, să trimiteți o notă, de fapt ca un memoriu făcut, chiar trebuie a doua linie de gardă, când e vorba de dată a doua linie de gardă, trebuie să puneți și bani. Aprobarea unor noi posturi de asistenți medicali care să fie detașați și plătiți pentru a lucra pe mașina Smurd Tim presupune fonduri și, când e vorba de bani, e nevoie de multe aprobări, greu sau chiar imposibil de obținut. Am refăcut acel memoriu care l-am înaintat tuturor la un moment dat. L-am refăcut și l-am trimis Spitalului Județean tocmai pentru a-l trimite Consiliului Județean și mai departe Consiliul Județean la minister să putem primi aprobarea. Problema n-ar fi numai asta. Problema ar mai fi, zicea și domnul doctor Păsălău, că deci trebuie încheiat un contract cu timp parțial de muncă pentru medici și asistenți. Pe statul de funcții la Spitalul Județean, domnul doctor spunea că pe UPU locuri vacante ca pentru medici au, dar pentru asistenți toate locurile sunt blocate. Nu sunt blocate, sunt ocupate. Fiind ocupate, atunci trebuie să facă solicitare la Consiliul Local să modifice, să suplimenteze aceste posturi și apoi cu aprobare că au și finanțare, să putem, încât acum chiar îi spuneam domnului doctor că o să dureze foarte mult și până când ne dă ministerul răspunsul. Marea problemă care se ridică este cea legată de inexistența unor posturi vacante de asistenți medicali la unitatea de primire urgențe Neamț, pe care să poată fi încadrat personal ce ulterior ar trebui detașat să lucreze pe ambulanța Smurd Tim. Noi, fiind contract cu timp parțial, sunt pontaje diferite. Ei, acești salariați care o să lucreze pe mașina Tim, lucrează și la spital, trebuie să-și facă norma de 146 de ore pe lună, da? Și în contractul cu timp parțial de la Piatra Neamț, orele care o să fie suplimentare, ca atare, fiind pontaje diferite, i-am explicat domnului doctor, nu pot să spun că, domnule, el figurează la mine, dar e pe mașină. Nu se poate. Dar într-un final o să obținem și avizul, mai durează, asta e ideea. De durat mai poate dura și până la Sfântul Așteaptă, căci nici interpelarea politică a Ministrului Sănătății, că de către senatorul Ioan Chelaru, care a mai bifat o activitate politică a mandatului, nu a dat roade. A fost un simplu exercițiu de democrație parlamentară care a primit un răspuns deja știut. Lucrurile, evident, puteau fi mai simple dacă la nivelul Ministerului Sănătății și a Ministerului Administrației se voia să se face o derogare privind posibilitatea de detașare
operare ambulanței Smurd Team de la Piatra Neamț la Roman. În fond nu este vorba decât de o mașinărie, e drept una importantă care salvează vieți omenești acolo unde trebuie. Dar pentru nimeni nu contează un asemenea amănunt, evident nesemnificativ. Birocrația excesivă din România conduce la superbirocratizarea demersurilor de înființare unei a doua linii de gardă, lucru care vizează oameni și bani, și când e vorba de bani se pornește de la placa "nu sunt fonduri" și totul se blochează.